Mulțumim Lui Dumnezeu că putem să ne închinăm cu toții Lui în această dumneavoastră frumoasă. Eu vin din Danemarca, locuiesc acolo de 35 de ani. În 1985 am primit pe Domnul și de atunci inima mea cântă numai pentru Domnul, pentru slava Lui. Am compus multe cântări, între care le cunoaște și dumneavoastră, spre slava Lui Dumnezeu, inspirate prin Duhul Lui Cel Sfânt și din Cuvântul Lui Dumnezeu. Toată cinstea, toată slava, toată gloria este a Lui. Amin. Împreună cu mine este sora mea Elisabeta, ea vine din Oradea și mă las să spun și a două cuvinte pentru un început. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că a luat ziua de astăzi ca să ne bucurăm în ea. Și doresc ca prin mesajul cântării Duhul Lui Dumnezeu să lucreze la inimile noastre. Și chiar în această seară să simțim puterea și prezența Lui prin cântare. Prima cântare. Cântă inimă și spune. După ce am primit pe Domnul, am spus, Doamne, ce să scriu? Doresc să slau numele Tău. Și Duhul Lui Dumnezeu a inspirat. Cântă dragostea Lui Dumnezeu, pentru El este dragoste. Cântă, spune oamenilor despre El. Și așa s-a născut această cântare. Cântă inimă și spune. Cine știe să cânte. Haideți cu toții să lăudăm pe Domnul. Eu știu că Domnul e aici. Mă ține să nu cad, ține balanța. El e cu noi la orice pas. Ne scapă din orice necaz, gloria Lui. Haideți cu toți. Cântă inima și spune marea minune la toată lumea de dragostea Domnului. Cântă inima și spune marea minune cântă inima și spune marea minune la toată lumea de dragostea Domnului. Cântă inima și spune marea minune la toată lumea de dragostea Domnului. Eu știu că Domnul meu păstor mi-al meu mântuitor, prieten bun încear ești va fi mereu. Cântă inima și spune marea minune la toată lumea de dragostea Domnului. Cântă inima și spune marea minune la toată lumea de dragostea Domnului. Cântă inima și spune marea minune la toată lumea de dragostea Domnului. Mare minune la toată lumea din dragostea Domnului. Amin. Domnul a creat inima omului. Izvoarele vieții sunt în ea. Pentru că
Dumnezeu prețuiește inima omului, am compus această cântare inspirată din Cuvântul lui Dumnezeu. Cât bate pulsul tău, Domnul vechează. Când nu mai bate, Dumnezeu nu mai vechează, nu mai există. De aceea prețuiește astăzi pe Dumnezeu, că El vechează pulsul vieții tale. Amin? O cântare nouă. Primește pe Domnul.